Un sat întreg dintr-o comună brăileană este terorizat de o așa zisă fantomă. Spectru, strigoi sau apariție supranaturală, așa o numesc localnicii. Oricine sau orice ar fi, arătarea nu le dă pace de câteva săptămâni. Oamenii se plâng că le aruncă pietroaie pe case, le deschide porțile și chiar le fură obiecte din ogradă. Îngroziți, mulți nici măcar nu mai dorm și stau de pază nopți la rând. Au ajuns chiar să sune la 112. Arunc pe casă noaptea, câte un pietroi, mai țin-te și pe-n casă. Te uiți așa cum ați văzut pietroi, cade piatra pe casă și nu știi de unde vin. Zici că-i michiduț, cornut, cum se zice, fantom, tăigoi. De 6 nopți noi n-am dormit. Am stat de pază. Vă e teamă? Normal. Nu mai e liniște în Berteștii de Jos. De aproape o săptămână, localnicii sunt terorizați de ceea ce spun ei că ar fi o fantomă. Oamenii se plâng că în fiecare noapte aud cum cad pietre pe acoperiș. Apoi găsesc ușile deschise sau constată că le lipsesc lucruri din casă. Totuși, nimeni nu a fost prins în fapt, ceea ce îi face pe localnici să creadă că au de-a face cu ceva supranatural. Cu o umbră. O umbră? Da. Ei, și mie mi-e cam frică, cred, sigur că da. Unii localnici chiar au început să schițeze profilul stafiei. Are filmat băieții ăștia pe telefon, să vede așa un fel de doi ochi strălucitori așa. Un om înalt, mai înalt un pic ca mine, mai slăbuț, viteză nelimitată, nu poți să-l... N-ai să vezi viteză lui, niciodată, nu poți să-l prinzi. N-ai cum să-l vezi. Disperat, sătenii au început să sune la 112 și au apelat chiar la primar. Edilul a căutat vinovatul pe camerele de supraveghere, dar nu a putut explica aparițiile stranii. Ne-am uitat pe camere să vedem, nu s-a văzut nimic. A venit și șeful de post, nu a sesizat, că au sesizat la 112 și trebuia să vină, că camerele sunt pentru asta, pentru securitatea cetățenilor. Am verificat, nu s-a văzut nimic. Efectiv, n-a fost identificat nimic. Restul, mă las seama, sunt supoziții și văd că deja s-a luat amploare. Aș vrea să nu fie nimic, nu putem să știm să ne pronunțăm dacă este sau nu este ceva. Mai raționali, unii sătenii au totuși o explicație. Glum este, glum. Glum, altceva nu este. Sănătate, am plecat. Lăsați în pace, că așa... Ei, Doamne, astea e prostii, mamă. Cine vorbește de astea? Astea e prostii, să știi. Că dacă ar fi fost așa, aș fi venit morții de când lumea aici. Cine știe ce nebun o fi, că fantomă n-are cum să fie sau strigoi. Până acum, vinovatul nu a fost descoperit. Oamenii au început să stea de pază în fiecare noapte, sperând că vor desluși misterul din sat.